Salutare toată lumea, eu sunt Spazi și bine v-am găsit la un nou clip. Cu câteva zile în urmă am văzut un videoclip pe YouTube. Un tip din afară pe nume La Clan are 12 milioane de abonați, a reușit să facă win pe Spawn Island. Adică insula unde este autobuzul, insula dinainte să ajungi pe mapa propriu zisă unde te bați. Cum a făcut? Și-a luat echipă de încă 3 oameni, a făcut un squad, au pescuit pești. Au luat medkituri, au luat bandaje, s-au dus pe Spawn Island, vă las clipul în descriere, s-au dus pe Spawn Island la un campfire. Acolo, cu ajutorul lemnelor, tot aprindea campfire-ul, își lua odată viață de la campfire, mânca pești și dădea viață și în ritmul ăsta el, când își lua damage de la zonă, combătea și se încărca mai rapid. Și în cele din urmă, playerii care au rămas în final au murit de la zonă, el a rămas în viață și a făcut win. Asta încercăm și noi să facem. Let's go. Pune checkpoint unde e. Uite încoace, hai. Hai, de asta să vedem dacă merge, sper că merge. Așa, gata. Se încarcă. Aveți de heal? Mă întâi măcar să vezi. Da, aici se întoarce. Aici se întoarce barca, de aici cred că te să luăm pe jos. Veniți așa. Să vedem până unde putem să ajungem. Mai devreme m-am apropiat mă rău de tot, dar nu știu, ăla în videoclip se ducea mult mai easy ca mine. Eu a trebuit să dau total pe rău de tot. Sper să ajungem, nici nu putem să construim aici. Uite, de acolo deja văd că e mai greu. Bă, uitați-vă în dreapta asupra minima, vedeți că e gen în pătrat arată, luați-o... Nu la margine. Stai să vedem. Uite, încă mă las-o. Da, imposibil să te mai duci în față, mă. Ba da, eu mai devreme m-am apropiat cam până mai încolo. Ceva de genul. Eram sus la aproape. Uite, 20 de oameni. Merge așa în colț, în colț, în colț. Uite, încolo încă merge să notăm. Da, bravo, bravo. Uite, eu în tine mai pot să mai dau cu bazuca, dar în mine nu pot. Îți dau un flopper dacă e. Da, 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 poți să-l dropezi? Dar nu mai mă cum să te duci până acolo. Ba, bun. Da, ba, da. Nu mai mergi, nu mai mergi, deloc. Te apropii, ba da mă, te apropii, ia stai, stai pe loc, stai pe loc, să vezi că mă depărtez de tine. Nu mă, nu mergi. Dar nu fi mă niciun loc gen pe lângă insulă, să fie hitbox-ul. Nu mai mergi în față, deci efectiv nu mai mergi în față. Bă, mai devreme m-am apropiat mult rău. Uite, nici nu mai poți să duci să pui undița. Sau stai. Dar oare s-a reparat după clipul ăla, mă? Uite mă că mă deplasez, uitați-vă. Da, da, da. De până acolo și gata, uite, de aici nu mai poți. Ia asta mă, bă, trebuie să încercăm să o luăm mai altfel. Ia să încercăm gen să o luăm pe partea aia altă, gen... Mai încolo, gen... Pe lângă insula. Ești avară. Nu, 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 nu. Mai stai că mai putem să ne ducem mai aproape. Vai, nu ne întoarcem. Să vedem cât de aproape putem ajunge, știi? 800 de metri, da, da, da. Dar unde vreau ne apropia mai mult, mă, de 800 de metri. Ați văzut, până la un punct ne lasă să mergem cu barca, apoi ni se întoarce barca automat. Ce am încercat mai devreme să facem a fost să mergem până la limita unde se întoarce barca, apoi să o luăm prin not, prin dreapta insulei. Ați văzut, nu ne lăsa să mergem mai aproape de 221 de metri sau ceva genul. Acum încercăm să o luăm prin stânga și încercăm să vedem cât poate barca să meargă până să se întoarcă invers, la cea mai apropiată distanță de insulă. Iar la limita unde barca se întoarce singură invers, vrem să ne dăm jos de pe a o conduce, ca să vedem dacă merge singură, după limita insulei, limita hitbox-ului. Bă, de ce îmi dau boost-ul cu aia, stai? Ia. Se întoarce, mă. Și acum merge fix pe margine. Bă, fii atent. Hai să o luăm așa pe marginea asta și să ne dăm de aici jos și să încercăm. Ia stai, eu. Ia să dăm jos. Ia, hai dați-vă jos. Hai să vedem că poate am depășit bariera. Uite, mă lasă să not. Luați-o fix pe partea asta cu mine, că parcă pe aici o luat și ăla cu tovarășii. Sunt la 500 de metri, voi cât aveți, cât vă arată? Bă, mai la stânga, mai la stânga, ăsta, Spazi, trebuie să facem puțin mai la stânga, înțelegi? Să fim gen în linie dreaptă cu campfire-ul, în linie dreaptă cu campfire. Bă, mie mi-arată că merg, mă, mi-arată că merg, că gen mă apropii de ea, uite, cu un metru pe, nu știu, secundă.
Da, mă, da, tăia, merge-o tare. Este o secundă. Uitați-vă voi, eu încerc să ajung între timp. Da, și cam 221 de metri era distanța cea mai mică la care mă puteam apropia de insulă. Pur și simplu, în not, cu barcă și tot ce am mai încercat, nu mergea să ne apropiem mai mult de atât. Bă, dacă lași barca singură, ea se întoarce, mă? Că dacă o lăsăm singură, ne urcăm în ea după barieră, gen. Mergem la barieră și dăm F. Și ce zic? N-a mers nici asta. Bă, vere, fluier pe nas, mă, mâncați așa. Eu mănânc portocale. Cu nasul? Dar dacă, de exemplu, venim noi cu materiale, mă. Am bănuit că s-a reparat treaba și nu mai poți ajunge pe Spawn Island, așa că am intrat pe Playground și folosindu-mă de materiale am încercat să ajung pe insulă, făcând un pod. A, uite, e barieră, bă. Nu, mă, n-ai cum, spazi, n-ai cum. Nici făcând un pod nu puteam, ajungeam până la limita hitbox-ului insulei și nu mai puteam să înaintez, după cum vedeți. Dacă tot... Am văzut că nu merge, am încercat, bă, poate harta e delimitată doar la nivelul solului, poate, în aer nu e. Vino încoace, vino încoace cu mață. Am înconjurat insula, să vedem așa cam cât ar veni hitbox. În cele din urmă m-am gândit, bă, frate, poate pe deasupra insulei poțui, poate hitbox-ul e limitat la nivel, nu știu, până la un anumit nivel. Dar nu. Uitați-vă. Nu mă lasă să intru pe insulă. Sunt foarte sus. Și pur și simplu e un hitbox în jur. Ce nu mă lasă să ajung acolo. Uite-l pe autobuz. Nu. Mă lasă. Deci nici așa nu s-a putut. Prin spate, pe unde în mod normal n-ajungi cu barca. N-ajungi în nod, n-ajungi nimic. La fel. Nu te poți apropia. Concluzie. Challenge-ul nu se poate face. Nu poți ajunge pe Spawn Island, drept urmare nu poți face win pe Spawn Island. Tipul din videoclipul din descriere a reușit pentru că la momentul la care l-a filmat putea ajunge. După clipul lui s-a rezolvat toată treaba și nu pot face și eu asta. Dacă tot e clipul prea scurt, haide să vă arăt două buguri destul de utile, legate de falling damage. Cum să faci să nu-ți mai iei falling damage? Știți că în momentul în care cazi de sus într-un buș de genul, nu-ți iei falling damage. Dacă eu acum trec pe un bușul respectiv, practic, nu-mi iau falling damage odată. Pot să o construiesc acum în sus, cât vreau, cad de sus, nu-mi iau damage. Ați înțeles? Easy. După cum știți, când cazi de pe tiroliană, nu-ți iei falling damage. E mov în jurul tău și nu-ți iei falling damage. Iar dacă cazi de pe tiroliană în apă, îți păstrezi abilitatea asta de a nu-ți lua damage. Uite, vezi? Și încă ești mov. Și apoi poți să cazi de unde vrei tu. Și la fel. Nu-ți iei damage. Bugul ăsta are vreo 4-5 zile. Abuzați de el, nu cred că se ia bani. Sunt mai mult ca sigur că nu se ia bani pentru așa ceva. Ia zi. Stai așa. Te iubesc oriunde ai fi, te doresc mai mult, mai mult, cu fiecare minut. Te iubesc și orice ai face, dragostea la tine îmi place. Ta-ra-na. Tu știi piesa aia, nici nu erai născut. Aia puștacă cu părușcat, în greaboală mai eram născut. Ia cântă, cântă pe aia. Da, și de... S-o cântă acum? Da, e. Puștaică cu părășcat, în graboală m-ai băgat. Am uitat și de nevastă. Ce fama? Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like, să dai un comentariu, să-mi spui acolo în comentarii ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut. Share dacă ți-a plăcut încercarea mea de a, nu știu, de a face win pe Spawn Island, nereușită că nu pot ajunge pe Spawn Island. Dacă dorești să mă susții, nu uita, în item shop la suport a creator, dacă pui acest cod, spazi693 mă ajută. Dacă faci o achiziție de peste 500 de V-Bucks și îmi dai filmare pe Instagram în care se vadă purchase și că ești din shop, te adaug la prieteni. Bagă codul în shop, peste ceva timp o să apară un nou battle pass, că vine sezonul numărul 2.
Și o să dau și eu gift 3 battle pass-uri oamenilor ce folosesc codul SPAZI693, așa că bagă-l pe shop. Noapte bună.